Începând cu acest an școlar, vor fi noi reguli mult mai stricte pentru elevi. Aceștia nu vor mai putea folosi telefoanele mobile în timpul orelor, iar nota la purtare va fi trecută în catalog. Dacă sunt neascultători, vor fi trimiși într-o sală separată, asemănătoare sălii de detenție din sistemul de învățământ american. Aceste prevederi se regăsesc în statutul elevului și regulamentul școlilor, care vor intra în vigoare din această lună. Toate prevederile, atât din nou regulament, cât și din statutul elevului, a fost gândită de legiuitori, astfel încât să îmbunătățească atmosfera din toate unitățile de învățământ, să creeze premisele pentru a realiza servicii educaționale de calitate, să avem o atmosferă optimă de învățare, predare și evaluare pentru toți elevii. Deci trebuie să vedem partea bună și este extrem de important să cunoaștem toate aceste prevederi întâi și pe urmă să le aplicăm cu toții. De aceea, la nivelul județului, vreau să vă spun că am avut mai multe ședințe, chiar astăzi am avut o ședință cu toți directorii adjuncți, precum și consilierii educativi, au fost invitați la o ședință la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost prezentarea elementelor de noutate din aceste documente legislative. Cu toții dorim să asigurăm un mediu sănătos în toate unitățile de învățământ, să avem toate unitățile pregătite corespunzător pentru reluarea cursurilor, care va avea loc pe data de 9 septembrie, deci iată, avem această săptămână, să spun așa, o perioadă în care facem ultimele pregătiri, de asemenea vom face și activități de monitorizare. De asemenea, elevii vor fi obligați să adopte o ținută vestimentară decentă, fără blugi rupți, fuste scurte, decolteuri adânci, piercinguri, gen ori unghii false. De fiecare dată când elevii vor încălca aceste reguli, părinții vor fi anunțați și chemați la școală.